Precipitațiile abundente din ultima perioadă au condus la acumularea în câmpurile stațiunii de cercetare și dezvoltare agricolă de la Secuieni a unei cantități de apă în sol cu 54 de mm mai mult decât media multianuală. Precipitațiilor înregistrate la stația meteorologică a unității noastre a fost de 120 de mm, cu 54 de mm mai mult peste media multianuală lunară. Asta înseamnă că aceste precipitații contribuie la îmbunătățirea rezervei de apă, care știm cu toții că din anii anteriori este destul de deficitară. Și ne mai amintim că la finele anului agricol 2014-2015 suma anuală a precipitațiilor se situa undeva la jumătatea mediei multianuale. Specialiștii stațiunii de cercetare și dezvoltare agricolă Secuieni apreciază că extinderea în timp a perioadei cu precipitații are și efectele negative legate de întârzierea lucrărilor agricole specifice a acestei perioade, întreținerea culturilor, tratamente fitosanitare sau prașile mecanice. Precipitațiile sunt foarte binevenite pentru majoritatea culturilor agricole. El este foarte adevărat că s-au extins pe o perioadă de timp destul de lungă. Pe de altă parte, ne generează unele întârzieri în ceea ce privește efectuarea lucrărilor agricole de întreținere a culturilor și mă refer aici la tratamentele fitosanitare, la alte lucrări de întreținere, cum sunt prașilele mecanice, la culturile prășitoare și, sigur, purificările, care sunt lucrări specifice pentru culturile destinate pentru producere de sămânță. Specialiștii stațiunii de cercetare și dezvoltare agricolă de la Secuieni așteaptă ca precipitațiile să înceteze și în zilele însorite să se poată trece la efectuarea în câmp a lucrărilor agricole de sezon. Pe total este bine, dar sperăm de acum să urmeze și perioade cu vreme bună, în așa fel încât să putem respecta calendarul lucrărilor agricole specific pentru această perioadă. La ora aceasta, conducerea stațiunii declară că este greu de estimat ce producții agricole vor fi obținute anul acesta, ele depinzând în totalitate de încetarea ploilor și de modul în care culturile vor putea fi tratate din punct de vedere fitosanitar. Este greu de făcut o estimare, pentru că, așa cum vă spuneam, aceste precipitații, la un moment dat, întinse pe o perioadă destul de lungă, pot genera și efecte nefavorabile, adică pot cauza o apariție și o evoluție a agenților patogeni care produc boli foliare la culturile de câmp și, sigur, faptul că nu putem interveni în timp optim cu tratamente pentru stoparea evoluției acestora pot cauza pierderi de recoltă. Despre producțiile agricole urmează să vorbim în perioadele imediat următoare, când vom face evaluările pentru culturile de cereale păioase și rapiță. Ploile abundente din ultima săptămână au produs deja și o serie de necazuri agricultorilor, căderi de plante și roiri de ale precipitațiilor în culturi care vor influența evoluția ulterioară a plantelor. Per total însă, spun specialiștii, ploile au refăcut cantitatea de apă din sol, creând premisele unui an agricol cu producții mai bune după 2 ani consecutivi de secetă.